S-a adoptat o hotărâre de guvern privind reglementarea prestării de către copii de activități remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling. De asemenea, a fost adoptat un proiect de hotărâre privind metodologia de concurs pentru ocuparea funcției de director general la Institutele Naționale de Cercetare Dezvoltare. Veți găsi, vom publica textul hotărârii. În esență, se adaugă o anexă suplimentară privind conținutul ofertei manageriale, iar contractul de management se încheie pe o perioadă egală cu cea a mandatului și cu obiective strict determinate care se evaluează periodic. În sfârșit, al treilea document pe care vreau să vi-l menționez și care e de mare interes public este proiectul de hotărâre privind schimbarea regimului juridic al unui imobil și pentru atribuirea destinației acestuia ca reședință pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român. Acesta este titlul hotărârii de guvern. Este vorba de imobilul situat în strada Gogol, numărul 2, sector 1. Acest imobil care a fost dat domnului Traian Băsescu este doar acele 7 camere plus 500 de... A fost pus la dispoziție conform legii. Nu a fost dat domnului Băsescu, pentru că domnul Băsescu trebuie să agreze. El are aviz de natură tehnică din partea SPP-ului. Ați primit și acordul președintelui pentru acest imobil? De asta v-am și spus. Deci nu, de-abia acum i s-a pus la dispoziție. În acea curte este de punere a dispoziției, nu de alocare, nu de acordare. Da, normal, sigur că da. Este un imobil care se adaugă celor deja oferite până acum. Și este vorba de întreg imobilul sau doar de numărul 2 la care locuia înainte altcineva? Asta nu pot să răspund la două întrebări. Este vorba despre întreg imobilul respectiv sau doar de cine locuia la numărul 2 cât este? Pentru că vorbim de nu o se face bine, o specifică, o nu se, nu se specifică părți din imobil, este vorba de imobilul, da, Gogol numărul 2. O precizare, vă rog. Dacă se adaugă celor deja care au fost puse la dispoziție, de ce pentru acesta a fost nevoie de o pentru hotărâre? Pentru că i s-a schimbat regimul juridic. Celelalte nu erau deja în domeniul public al statului. Acesta era în domeniul privat și acum a fost trecut în domeniul public. Ca să schimb regimul juridic, trebuie o hotărâre de guvern. Adică fostul președinte Traian Băsescu se poate hotărâ acum pentru oricare dintre celelalte imobile? Oricare dintre toate imobilele evocate până acum în diverse etape. Vila de la Snagov nu a fost scoasă la licitație pentru că nu au existat doritori. Poate fi cerută și acea vilă? Nu știu, asta depinde de dânsul. Deci dacă se află guvernul poate să o pună la dispoziție, poate să pună la dispoziție și vila de la Snagov, care inițial a fost scoasă la licitație? Da, din câte știu, nu mi-aduc aminte exact, dar din câte știu, este pusă la dispoziție. Ea câte vreme nu și-a schimbat proprietarul, este la dispoziția președintelui. În ceea ce privește pe fosta chiriașă din acest imobil, Mioara Roman, a primit de la RAPPS o casă în Zambaccean, în condițiile în care nu mai deține nicio funcție publică. Ce ne puteți spune despre acest lucru? Cred că trebuie să adresați întrebarea RAPPS-ului. Nu cunosc detalii. Și vrem să vă mai întreb încă un lucru în legătură cu acest imobil. Dacă se vor face reparații, consolidări, dacă s-a discutat despre acest lucru? Nu s-a discutat. V-am spus, astăzi s-a schimbat regimul juridic. Nu s-a discutat despre viitorul său. În sensul reparațiilor. Urmează. Va fi un subiect pentru dumneavoastră încă unele săptămâni de aici încolo. Și vreau să vă întreb dacă s-a discutat în ședința de guvern ordonanță de urgență care prevede reducerea numărului de consilii de administrație, consilii de supraveghere. Nu.